Este oare posibil în Moldova să dezvolți o idee de business în doar 54 de ore? Dacă vreți să aflați mai multe detalii, rămâneți cu noi. Sunt Eugen Frimu și dau startul unei noi ediții a emisiunii publică online, care aduce cele mai proaspete știri din domeniul științei moderne și a tehnologiilor informaționale. Astăzi, în emisiune, a patra ediție a Startup Weekend Moldova, la care și-au prezentat ideile 27 de concurenți, s-a încheiat. Cele trei echipe finaliste au primit de la partenerii evenimentului bani și alte premii valoroase pe care le vor putea folosi ca să-și transforme ideile în produse finite, gata să fie lansate pe piață. Rubrica Jocuri ne aduce următoarele noutăți. Creatorul renumitului Tetris a lansat un nou joc de logică. Battlefield 4 a primit un thriller de gameplay, iar doi britanici au prezentat un nou puzzle destul de curios. Gadgetul zilei este un laptop pentru jocuri de la Razor. La categoria site-uri venim cu primul anticariat online din Moldova, un serviciu ce postează pozele din Instagram pe Flickr și un portal prin care fotografii își pot vinde pozele. Orice afacere, cât de mare, a trebuit să înceapă de undeva, nu? Unii au venit de la începuturi mai umile decât alții, echipament de bază, un cuplu de angajați, un spațiu subsol și o idee mare. Aceste povești ale companiilor care au crescut de la obscuritate la capital, cel puțin multimilionar de euro, sunt de fapt realitate. Apple, Google, Microsoft, Amazon, Hewlett-Packard, Disney, Facebook, toate au fost lansate în urma unei idei spontane, cu alte cuvinte, au avut un startup impulsiv. Proiectul Startup Weekend a fost inițiat în Statele Unite ale Americii și deja a fost găzduit de peste 200 de orașe ale lumii. Recent s-a încheiat a patra ediție a evenimentului Startup Weekend Moldova. Timp de două zile, echipele formate trebuiau să realizeze ideile într-un proiect funcțional și să pregătească o prezentare a acestuia. Participanții au dat dovadă de mult entuziasm și creativitate. Este un site care se generează singur de utilizatori și care poate are potențial de creștere. Noi doar creăm platformă unde unii pe alții se întâlnească. Deci, ideea noastră s-a pornit la o charity, o idee trăsnită, ca bunei să aibă bani și să primit un business. Что я люблю в IT, это то, что здесь ничего нет невозможного. Практически за 50 часов мы создали реальный бизнес. Это уже бизнес, который можно протестировать. У нас есть прототип. Идея, которая не фейди сейчас дуар Молдова, дар кари сапате са фирме, что ты зволите пи тот глобу. De ce eu mă aștept ca la una din edițiile următoare să vină niște idei și mai curajoase. Finaliștii ediției a patra a Startup Weekend Moldova sunt Garderob, un site destinat celor ce doresc să scape rapid de hainele de care nu mai au nevoie. Un alt finalist este Roamer, o aplicație mobilă pentru efectuarea apelurilor telefonice de peste hotare la un preț redus și cu evitarea operatorilor mobili. Iar marele premiu revine Daily Taxi, o aplicație mobilă gratuită, un serviciu pentru firmele de taxi. Comanda unui taxi nu se va mai efectua prin apel telefonic, iar firmele de taxi nu mai au nevoie de stație radio, ci doar de un smartphone pentru șoferi și un laptop cu conexiune la internet pentru dispeceratul firmei. Finaliștii au primit de la partenerii evenimentului bani și alte premii valoroase care vor fi folosite pentru dezvoltarea proiectelor până la lansarea unui produs final. Eu văd partea financiară absolut, spunem, redusă la costuri minime de dezvoltare a unui prototip, a unui demo care se lucrează timp de jumătate de an și pentru asta eu cred că premiul pe care îl oferă sponsorii este suficient. Nu trebuie să investești foarte, foarte mult ca să ai un prototip. Creatorul jocului Tetris a lansat de curând ultima sa creație, se numește Marbly, este destinat exclusiv utilizatorilor de iOS și combină mai multe elemente ale jocurilor Bejeweled și Moara. O echipă britanică formată din doar două persoane a prezentat primul său joc original. Acesta a primit denumirea The Grave Digger și este un puzzle 3D, al cărui acțiune ne amintește de jocurile Pac-Man. A fost lansat primul trailer din gameplay pentru Battlefield 4, un joc care are la bază noul motor grafic Frostbite 3 și urmează să fie lansat în toamna acestui an.
Compania Razer a actualizat laptopul Blade, care va oferi un procesor quad-core din generația Intel Haswell, o placă video dedicată de 2 GB GDDR3 și un procesor Nvidia GTX 765M. O veste bună pentru cei plictisiți de Tetris și de toate clonele acestuia. Creatorul celebrului joc, rusul Alexei Pajitnov, a lansat de curând ultima sa invenție, jocul Marble, din păcate exclusiv pentru iOS. O altă veste bună este că noua creație a lui Alexei poate fi descărcată din App Store gratuit. La prima vedere, Marble este o combinație a jocurilor BG World și Moara. La început, totul pare destul de simplu. După ce aliniem cel puțin 3 buline de aceeași culoare pe verticală, diagonală sau orizontală, acestea dispar. Jocul se termină imediat ce dispar ultimele 3 buline. Încet, încet, nivelurile devin tot mai complicate, obligându-ne să ne gândim de 3 ori înainte să facem o mutare, ordinea fiind vitală. Deși Marble a fost creat de Alexei Pajitnov după o pauză cam mare, partenerii săi de la Ultsnack Software au declarat că Mr. Tetris este în plin proces de dezvoltare a mai multor jocuri. Marii producători de jocuri au abandonat de mult ideea originalității, alegând cea mai scurtă cale spre profit, continuarea unor titluri de succes. Crearea jocurilor originale a trecut automat în sarcina micilor producători independenți, singurii care mai încearcă lucruri noi într-o industrie supra-saturată de shootere și jocuri de acțiune. Unul dintre aceștia, dezvoltatorul independent de jocuri video, Homegrown Games, a lansat de curând primul său joc pe care l-a numit The Grave Digger. Jocul are 18 niveluri și este plin de originalitate în ciuda aspectului grafic subdezvoltat, care este scuzabil având în vedere resursele limitate de care dispun cei doi membri ai echipei britanice. Personajul principal este un cioclu care trebuie să găsească comorile ascunse în morminte, încercând în același timp să se ferească de fantomele care bântuie prin cimitire. Versiunea demo a jocului The Grave Digger oferă 3 niveluri și poate fi descărcată gratuit. DICE, studioul deținut de Electronic Arts, și-a deschis un nou oficiu. De această dată, în megapolisul californian Los Angeles, angajații DICE vor lucra atât la Battlefield 4, cât și la viitoarele titluri din seria Star Wars. Punctul de interes major este, evident, Battlefield 4. Având la bază noul motor grafic Force Byte 3, acesta urmează să fie lansat pe piață deja în toamna acestui an. Versiunile pentru PC, Xbox 360 și PlayStation 3 își vor face apariția în Europa în ziua de 1 noiembrie 2013. Data de lansare a edițiilor pentru PlayStation 4 și Xbox One încă nu este cunoscută. Alături de masivele laptopuri pentru gaming, modelul Blade de la Razer se remarcă prin dimensiuni reduse și un aspect foarte elegant. Compania și-a depășit promisiunea de actualizare anuală a acestui laptop și, pe lângă versiunea nouă cu cele mai noi chipuri de la Intel și Nvidia, a lansat și o versiune mai compactă cu ecran de 14 inci. Razer Blade, laptopul original cu ecran de 17,3 inci, a fost redenumit Blade Pro. Acesta va oferi un procesor quad-core necunoscut din generația Intel Haswell, o placă video dedicată de 2 GB GDDR3 și un procesor Nvidia GTX 765M. Noul laptop păstrează rezoluția Full HD a ecranului și panoul TN. Va avea o unitate de stocare a datelor SSD cu o capacitate de 128 GB, 256 GB sau 512 GB, 8 GB memorie RAM, interfață Wi-Fi, 3 porturi USB 3, Bluetooth 4, cameră web de 2 megapixeli cu senzor și celebrul trackpad configurabil Switchblade. Noile laptopuri de la Razer vor fi disponibile în Statele Unite începând cu trimestrul 2 al acestui an, pornind de la prețul de $2,300.
Bestseller.md lansează primul anticariat online din Republica Moldova, care va conține cărți vechi și rare, ediții Priceps, cărți cu autograful autorului și cărți de colecție. Flickstagram.org postează automat pozele din Instagram pe Flickr. Tot ce trebuie pentru transfer este să vă logați pe ambele portaluri și să apăsați butonul Go. Cu ajutorul noii platforme web Clashot.com, fotografii amatori își pot vinde pozele prin intermediul celei mai importante bănci de fotografii din lume, Deposit Photos. Librăria online bestseller.md a lansat primul anticariat online din Republica Moldova. Aici veți găsi cărți vechi și rare, ediții Princeps, cărți cu autograful autorului și cărți de colecție. Dacă sunteți în căutarea cărților vechi și rare, acum le puteți achiziționa rapid prin internet. Printre volumele cu autograful autorului, cea mai valoroasă carte pe care o veți găsi în momentul de față în anticariatul de pe bestseller.md este cartea Abilități de comunicare cu autograful cunoscutului autor australian Alan Pease. În noua categorie vor putea fi găsite atât cărți vechi de peste 150 de ani, cât și cărți relativ noi folosite de cititori. Cei care caută o carte anumită o pot solicita completând un formular, iar atunci când aceasta va fi disponibilă, solicitantul va fi înștiințat prin e-mail sau telefon. Nu e chiar plăcut să faci un lucru de două ori, automatizarea unor procese este oricând binevenită. Astăzi vă prezentăm un serviciu nou care postează automat pozele din Instagram pe Flickr. Pentru transfer, accesați mai întâi site-ul cu denumirea sugestivă flickstagram.org. De acolo va trebui să vă logați succesiv pe ambele portaluri, Instagram și Flickr. Alegeți cine va putea să vă vadă pozele și apăsați butonul Go. În doar câteva minute, toate posturile dumneavoastră de pe Instagram vor fi publicate și pe Flickr, care a oferit, conform ultimelor informații, câte un terabyte de spațiu gratuit fiecărui utilizator. Deoarece în ultimul timp s-au cam înmulțit fotografii pe la noi, iar școlile de profil livrează câte o nouă partidă la fiecare 3 luni, este evident că nu toți pot să-și găsească un loc de muncă. Noi vă dăm o șansă să câștigați niște bani cu ajutorul noii platforme web Clashot.com, create de curând de una dintre cele mai importante bănci de fotografii din lume, Deposit Photos. După ce vă creați profilul, descărcați aplicația gratuită Clashot și încărcați cu ajutorul acesteia pozele dumneavoastră pe site-ul clashot.com. Cele mai bune lucrări vor fi selectate pentru vânzare pe site-ul depositphotos.com, de unde vor putea fi cumpărate de cele mai importante publicații și agenții de știri din întreaga lume. Pentru fiecare fotografie vândută veți primi un anumit comision. Desigur, concurența este destul de mare, dar dacă sunteți talentat, aveți toate șansele să scoateți ceva bani din pasiunea pentru fotografie. Aici încheiem ediția de astăzi, îți mulțumim că ne-ai urmărit și te invit din nou sâmbata viitoare la aceeași oră, 10:35. Sunt Eugen Frimu și aștept sugestiile și propunerile tale la adresa de e-mail onlinearondpublica.md și pe pagina noastră de Facebook, Publica Online. Pe curând și rămâneți online!